Salut! Sunt Ionuț și astăzi voi fi gazda voastră în emisiunea After School Învățăm Împreună. Ce ne propunem noi de la After School este să le oferim copiilor șansa de a percepe puțin altfel materia poate plictisitoare pe alocuri de la școală. Profesorii noștri cool sunt aici pentru a vă prezenta o altă latură, poate să vă arate exact aplicabilitatea lecțiilor, programe școlare în viața de zi cu zi. Îi avem pe Maria, profa noastră de română, avem pe Alina, profa de mate și pe Marcel, proful nostru de istorie. O să începem această emisiune cu ce altceva decât cu limba și literatura română. O să începem chiar de la început, de la clasa 5-a. Iar Maria, profa noastră cool de română, a venit astăzi să ne explice despre textul literar. Și cum ne-a obișnuit chiar și din anii precedenți, ea nu vine cu un text pe care îl găsim în toate manualele. Ei bine, ea se gândește la un text cu totul și cu totul special. A venit astăzi cu Sunt un gândac. Să vedem! De la ce putem pleca în călătoria noastră prin materia de română, dacă nu de la literatură? Știu că ai preferat să te joci pe PlayStation câteodată sau să filmezi o coreografie pentru TikTok, dar îți promit că vom da în drumul nostru de multe personaje amuzante și de multe povești interesante. Iar ca rezultat, nici nu vei simți când trece lecția de română la After School. Hai să vedem! Textele literare sunt ficțiuni, adică produse ale imaginației, chiar dacă pleacă de la realitate pe care o reflectă mai mult sau mai puțin. Într-o asemenea lucrare se emit, de fapt, ipoteze despre realitate. Deci, textul literar urmează o schemă simplă. Autorul preia din realitate elemente concrete pe care le transpune într-un text cu ajutorul imaginației, aptitudinea care îi conferă puterea de a realiza universul fictiv al operei. Avem câteva trăsături ale textului literar și cea mai importantă trăsătură este caracterul imaginar, această transpunere despre care tocmai ți-am vorbit. A doua trăsătură este perspectiva subiectivă, pentru că realitatea este modelată conform minții autorului. De asemenea, textul literar se adresează sensibilității, sunt utilizate cuvinte cu sens figurat, ceea ce duce la ambiguitatea mesajului, la polisemantism. Cu alte cuvinte, fiecare cititor interpretează textul în felul propriu. Apoi putem avea imagini poetice și figuri de stil pentru a împopoțăna un pic limbajul. De asemenea, textul literar pune în mișcare personaje, ființe de hârtie, nu persoane. Câteva tipuri de texte literare sunt povestirea, schița, novela, romanul, balada, mitul, basmul sau fabula. Haideți să citim un astfel de text, după care vom trece la analiza lui. Și am ales astăzi pentru tine Super Sunt un gândac de Ciprian Măceșaru. Într-o dimineață, când Andrei se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, se pomeni preschimbat într-o gânganie uriașă. Își privi uimit abdomenul cafeniu și cele trei perechi de picioare ce îi tremurau înaintea ochilor, apoi spuse încântat: Super! Se răsuci cu mare greutate, coborât din pat și o zbughi afară din cameră, alergând stângaci pe noile sale picioare și strigând plin de entuziasm: Mamă! Tată! Cuprins de nerăbdare, dărâmă o vază cu flori, iar pisica Măriuca, speriindu-se de el, dădu panicată din lăbuțe, alunecând pe parchet. Zbărându-se toată, de parcă ar fi fost electrocutată, sări pe fereastra deschisă în curtea plină cu flori. Și din desenele autorului putem și vedea aceste lucruri, așa cum și le-a imaginat el. Când Andrei intră în bucătărie, lovindu-și antenele de pragul de sus, doamna Stănescu tocmai pregătea micul dejun, încremeni cu felia de pâine în mână. Deschise gura, dând să scoată un țipăt, dar nu se auzi nimic. Mamă, mamă, privește, nu e așa că arăt super? Doamna Stănescu leșină: Mamă, ce-i cu tine? Se apropie și, folosindu-și patru dintre cele șase membre, o prinse pe maică sa de om și o zgâlții: Trezește-te, mă sperii! Doamna Stănescu deschise încet ochii și, văzând capul ca o găleată soioasă ce se apropia de ea, leșină din nou. Chiar atunci, domnul Stănescu intră în bucătărie cu ochii ațintiți în ziar. Dragă, auzi ce zic ăștia? Însă nu apucă să spună mai mult. Ridicând o clipă privirea din gazetă, zări uriașa arătare aplecată peste trupul nemișcat al soției sale. Scăpă ziarul din mâini și, furios, dădu să se năpustească asupra creaturii, despre care, evident, nu avea cum să știe că este fiul său. Gângania se întoarse spre el și îi zise cu glas speriat: Tată, nu știu ce se întâmplă cu mama. Oricât de viteaz ar fi fost domnul Stănescu, și între noi fie vorba, nu prea era, nu găsi altceva mai bun de făcut decât să leșine. Și tu, zise Andrei,
Ce e cu voi? Ați mâncat ceva stricat? Gânganea lua o cană mare cu apă și îi stropi. Vieții părinți, revenindu-și în simțire, începura a se tângui. Nu ne face rău, te rugăm din suflet. Arătarea făcu ochii mari de mirare și spuse: Mamă, tată, sunt eu, Andrei, fiul vostru. Fiul nostru? Se miră domnul Stănescu. Ne întoarcem un pic la ce înseamnă textul literar. Pentru a înțelege un astfel de text în care se relatează o întâmplare, cititorul trebuie să răspundă unor întrebări. Cine sunt personajele? Ce fac personajele? Când și unde se petrec evenimentele? Acțiunea dintr-un text narrativ constă în evenimentele despre care se povestește și care se desfășoară într-un anumit timp și spațiu. Uneori, coordonatele de timp și spațiu sunt numite în text, alteori acestea pot fi deduse de către cititor pe baza informațiilor oferite de text sau pe baza cunoștințelor proprii despre o epocă sau un loc. Indicii de timp pot face trimitere la epoca, anul, ziua sau momentul zilei în care se petrece acțiunea sau la durata acțiunii. Indicii de spațiu pot oferi informații referitoare la continent, la țară, la regiune, la oraș, la sat, la stradă sau la casa în care se desfășoară acțiunea. Hai să luăm aceste întrebări și să le aplicăm pe textul pe care tocmai l-a citit. Hai să vedem, cine sunt personajele? Păi, am văzut că avem 4 personaje. Îl avem pe Andrei, care este personajul principal, pentru că el este în centrul acțiunii. Apoi o avem pe pisica Măriuca. Și în fine, ultimele două personaje sunt mama și tatăl lui Andrei, doamna și domnul Stănescu. Apoi, hai să trecem la următoarea întrebare. Ce anume fac personajele? Păi, dacă ar fi să povestim foarte pe scurt, Andrei se trezește într-o dimineață transformat într-un gândac, lucru care, în mod normal, ar trebui să îl îngrozească, nu-i așa? Dar el este foarte, foarte fericit, da? Pentru că vedem noi aici că spune încântat, super, da? Ceea ce este un lucru neobișnuit. Apoi, ce face în continuare Andrei? Se duce către părinții lui, da? Pe care îi strigă pentru a-i anunța de fericita și dubioasa veste. Pe drum spre părinții lui se întâlnește cu pisica, ființă care se sperie de gângania îngrozitoare. În continuare, Andrei intră în bucătărie și facem cunoștință cu celelalte personaje. Ce face doamna Stănescu? Doamna Stănescu pregătește micul dejun și, la vederea fiului său transformat într-o gânganie, leșină. În cele din urmă, domnul Stănescu, ultimul personaj care apare în acest text, se uită la gânganie după ce intră în bucătărie citind un ziar, neatent la ce se întâmplă jurul lui, și leșină și el. În final, toate cele trei personaje interacționează și dialoghează, iar părinții află cu stupoare că acea creatură îngrozitoare este de fapt fiul lor. Și acesta este răspunsul la a doua întrebare. Ce fac personajele? Trecem la următoarea întrebare. Când se petrec evenimentele? Și pentru asta, după cum ți-am spus mai devreme, trebuie să căutăm niște indici temporali. Și chiar cu un indice temporal începe și textul. Într-o dimineață, după o noapte. Și dacă găsim câțiva termeni, este suficient. Și în cele din urmă să vedem unde se petrec evenimentele. Și pentru asta avem nevoie de niște repere spațiale. Și ne întoarcem la text. Coborâ din pat. Zbughi afară din cameră. Și afară, evident. Putem să trecem și mai departe în text. În bucătărie. Pragul de sus. Și mulți alți indici. Da? Deci vedem că avem o acțiune la care participă personajele, indici temporali și indici spațiali. Să trecem mai departe în analiza textului literar. Textul narrativ prezintă o succesiune de întâmplări petrecute într-o ordine logică și temporală. Un text narrativ se bazează pe o schemă simplă, alcătuită din mai multe secvențe. Începem cu expozițiunea, care este partea introductivă a operei literare. De obicei facem cunoștință cu personajele în expozițiune, cu reperele temporale și spațiale. După care avem o intrigă, momentul care declanșează acțiunea sau conflictul. Desfășurarea acțiunii este, după cum
vezi cea mai lungă parte a textului literar și reprezintă succesiunea întâmplărilor și evenimentelor declanșate de intrigă. Punctul culminant este momentul în care tensiunea creată între personajele operei atinge pragul cel mai înalt și, în fine, deznodământul este finalul acțiunii. Noi aici am citit doar o mică părticică, de fapt doar expozițiunea și intriga din textul Super sunt un gândac. Da? Expozițiunea este reprezentată de faptul că Andrei, personajul principal, se trezește într-o dimineață transformat în gândac, care cumva reprezintă și intriga textului. Da? Acestea pot, se pot împleti în același moment al textului narrativ. Apoi, din momentul în care părinții lui Andrei realizează cine este gândacul, care apare în bucătăria lor, începe desfășurarea acțiunii. Așa că te invit să citești textul integral pentru a afla și restul evenimentelor din text. Textul narrativ literar prezintă întâmplări imaginare la care participă personaje. Tema unui text oral sau scris este ideea centrală dezvoltată în cadrul acestuia. Pentru numirea temei se folosește de obicei un substantiv. Printre temele literare frecvent întâlnite se numără călătoria, copilăria, dragostea, familia, natura, prietenia sau școala. Uneori chiar titlul textului poate anticipa tema acestuia. Ideea principală este comunicarea prin care se transmite informația esențială dintr-un fragment de text. Ideea principală poate fi exprimată în text sau poate fi desprinsă prin punerea în legătură a unor informații conținute de text. Pentru a formula ideea principală a unui fragment, se identifică mai întâi cuvântul cheie. Se adaugă acestea un predicat, apoi alte cuvinte care împreună să răspundă la întrebarea despre ce sau despre cine este vorba în fragment. Apoi, planul simplu de idei, care cuprinde toate ideile principale ale textului înlănțuite în ordinea aparițiilor în text. Identificarea și formularea ideilor principale ajută la înțelegerea textului. Ideile secundare prezintă amănunte legate de ideea principală, completând-o. Planul dezvoltat de idei cuprinde ideile principale și ideile secundare corespunzătoare acestora în ordinea în care apar în text. Prin urmare, hai să ne gândim care este ideea centrală sau tema textului pe care tocmai l-am lecturat. Din punctul meu de vedere, tema textului Super sunt un gândac este copilăria, care se împletește de fapt cu tema familiei. De ce? Pentru că îl avem pe Andrei, care este un copil care vede lumea printr-un filtru subiectiv, prin propriul său mod și care se bucură foarte mult de faptul că s-a transformat într-un gândac. De ce asociez eu lucrul ăsta cu tema copilăriei? Ei bine, pentru că numai un copil inocent poate vedea transformarea într-o gânganie ca pe un lucru super. Apoi, titlul textului. Titlul textului, care anticipează și tema de altfel, da, după cum am spus mai devreme, Super sunt un gândac, este extrem de sugestiv, da? Pentru că vedem atât atitudinea personajului principal față de evenimentele care se petrec în text, cât și intriga. Da? Deci titlul cuprinde atât tema cât și intriga textului. De asemenea, fiind la persoana întâi, facem cumva cunoștință și cu personajul. Da? Cumva putem să ne imaginăm deja nu știu, cine este Andrei, da? Și prin faptul că se bucură că este un gândac, da? Vedem că avem și niște semne de punctuație, avem semnele exclamării care sunt foarte sugestive. Așadar, putem să ne dăm seama de ceea ce se va întâmpla în text. Ideea principală. Despre ce? Despre cine este vorba în fragment? Ei bine, am tot vorbit despre lucrul ăsta. În fragment este vorba despre transformarea într-o insectă a unui copil care își sperie părinții. Și, în fine, planul simplu de idei și planul dezvoltat de idei pot fi realizate prin înșiruirea evenimentelor principale și secundare din text pe care le-am discutat noi mai devreme la întrebările anterioare despre personaje și despre reperele spațio-temporale. După cum vezi, textul Super sunt în gândac este un text literar care are un puternic caracter imaginar. De ce oare? Ei bine, pentru că e imposibil ca o ființă umană să se transforme într-un gândac și să se mai și bucure în urma acestui lucru. Perspectiva este subiectivă pentru că autorul își imaginează lumea în felul propriu, da? Și transpune acest fel propriu în text și, în cazul nostru, și în imagini. Apoi, următoarele
două trăsături, și anume utilizarea cuvintelor cu sens figurat și ambiguitatea mesajului sau polisemantismul, sunt două trăsături care se întâlnesc mai mult în poezii, da? În textele poetice. Pentru că aici, în Super, sunt un gândac, nu avem cuvinte cu sens figurat. Da? Și nici, iar mesajul nu este ambigu, pentru că este foarte clar ce se întâmplă. În continuare, haideți să vedem dacă avem imagini poetice și figuri de stil. Vom remarca că în textul Super, sunt un gândac, avem foarte multe epitete care îl descriu pe Andrei cel transformat. Și avem gânganie uriașă, abdomenul cafeniu și mai vedem noi un pic mai jos, găleată soioasă. Da? Avem două perspective diferite ale aceleiași creaturi. Ne întoarcem la trăsături. Acest text nu se adresează sensibilității, dar putem corela această trăsătură cu ce am discutat mai devreme legat de textul poetic și, în fine, pune în mișcare personaje, nu persoane. Este clar că familia Stănescu reprezintă niște ființe de hârtie pentru că, după cum am zis mai devreme, caracterul textului este unul imaginar. Aceste evenimente nu pot avea loc în realitate. Sper că îți este mai clar ce reprezintă textul literar. Sper că ai înțeles care sunt trăsăturile acestuia și cum putem identifica acțiunea, personajele și indicii spațio-temporali și sper din suflet să citești și acest text integral și să-ți placă. Până data viitoare, nu uita că numai întrebările nepuse nu au răspuns, așa că fii curios. O zi bună! Sper că v-a plăcut de Maria și sper că ați învățat ceva nou și astăzi din pastiluța noastră de limbă română. Mai departe, o să mergem către Alina. Alina este nouă în echipa noastră, dar astăzi a venit tot cu o lecție de clasa 5-a și vrea să vă arate matematica. Poate nu este materia aceea scorțoasă, materia aceea plictisitoare, poate, și vrea să vă arate ea prin toate lecțiile acestea că matematica este prezentă peste tot și contează să ne placă, să vedem și altă latură a matematicii. Să vedem! Bună! Sunt Alina, profa ta de mate. Astăzi o să învățăm despre aproximări și estimări, o lecție care face parte din capitolul de numere naturale din programa de clasa a 5-a. Pentru început, pentru a vedea numerele puțin mai bine, o să avem nevoie de axa numerilor naturale. Dar ce este axa numerilor naturale? Este o semidreaptă care are direcție, sens și, foarte important, unitate de măsură. Direcția este dată de o săgeată și este de la stânga spre dreapta. Sensul este pozitiv, iar unitatea de măsură o vom alege convenabil în funcție de ce numere reprezentăm pe axă. Evident, cum există o infinitate de numere, nu le putem reprezenta pe toate pe axă. Pentru a desena această axă avem nevoie de riglă și de creion. Acum, hai cu mine la tablă să îți arăt cum desenăm această axă. Bun, pentru a reprezenta axa numerelor naturale, ai nevoie, cum am spus adineauri, de riglă și de creion. Acum, eu o să folosesc aici o mică șmecherie, da? Dar tu iei rigla și iei creionul. Ia să vedem. Am spus așa că este o semidreaptă și că avem un sens de parcurgere de la stânga spre dreapta, marcat de o săgeată. Aici este săgeata. Bun, și fiind o semidreaptă, avem un capăt mărginit. Aici o să fie 0. Originea. Acum, am spus că avem nevoie de o unitate de măsură. În general, unitatea de măsură este de un centimetru sau de două pătrățele. Și foarte important, când desenăm axa, o desenăm printre muchiile pătrățelelor, pentru că tu ai un caietel de matematică acolo. Să vedem, să luăm unitatea de măsură de două pătrățele. O trecem deasupra axei și scriem U.M de la unitate de măsură. Și să reprezentăm câteva numere naturale. O să am grijă să respect unitatea de măsură. 1, 2, 3, 4. La ce ne ajută axa? În primul rând, axa numerelor ne ajută să ordonăm numerele. Prin urmare, dacă mă uit la numărul 3,
în stânga sunt numerele mai mici decât 3, în dreapta sunt numerele mai mari decât 3. Acum știm că o dreaptă, o semidreaptă, conține puncte, așa că pentru fiecare cifră de aici, fiecare punctuleț de pe axă, o să-l notăm cu o literă mare de tipar. Ok, și, de exemplu, A este de coordonată 1 și scriem A mare, paranteză 1. Citim punctul A mare de coordonată 1. B este de coordonată 2 și tot așa. Ok, să mai vedem un exemplu. Vrem să reprezentăm pe axă 5, 10, 15 și 20. Cum le reprezint? Astfel încât axa numerelor să îmi încapă în caiet, să nu depășească linia caietului. Cum să aleg unitatea de măsură convenabil? Eu zic că ar fi ok să luăm cam o pătrățică. Hai să vedem. O să desenăm iar. Semidreapta. Bun, punem originea 0 și de data asta unitatea de măsură este mai mică. Am spus că o luăm de o pătrățică. Bun, acum ce facem? Prima oară trebuie să-l pun pe 5. Nu pot să-l pun lângă 0, evident. Deci, o să împart, o să mă gândesc că aici e 1, dar nu-l scriu. 2, 3, 4, 5. Și îl pun. Apoi, 6, 7, 8, 9, 10. Ce credeți? Mie nu-mi încap aici. Dar vouă trebuie să vă încapă. Așa că vă rog să-l continuați voi. Și am să vă rog să mai reprezentați singur și 2, 4, 6, 8 și 10. Sunt curioasă, ce unitate de măsură veți folosi? Să ne îndreptăm acum atenția către aproximări. Veniți cu mine să vă povestesc mai multe. Bun, să zicem așa. Drumul de acasă până la școală în fiecare dimineață durează o oră și 5 minute. Un coleg te întreabă, cât faci tu de acasă până la școală? Tu o să spui cam o oră sau în jur de o oră. Un alt exemplu. Ai citit pe net titlul unei știri unde spunea că weekendul trecut au fost prezenți la un festival de la malul mării 10.000 de oameni. Când deschizi știrea, vezi de fapt că s-au vândut 9.987 de bilete. Pentru oameni este mult mai ușor de reținut 10.000 decât 9.987. În ambele exemple am folosit aproximări și sunt sigură că toți folosim astfel de aproximări în viața de zi cu zi. Primul exemplu, cel cu drumul până la școală, a fost o aproximare prin lipsă. Pentru că de la o oră și 5 minute ai spus în jur de o oră, deci mai puțin. Al doilea exemplu a fost o aproximare prin adaos. Pentru a face o aproximare, trebuie să mă raportez la ordinul la care mi se cere această aproximare. De exemplu, dacă luăm numărul 3384, aproximat la 10 va fi 3380, aproximat la 100 va fi 3300, iar aproximat la 1000 va fi 3000. Prin urmare, aproximarea prin lipsă a unui număr natural la ordinul zecilor este cel mai mare număr natural, mai mic sau egal decât numărul respectiv. La fel se întâmplă și pentru sute și pentru mii. Și zvând un pont, ca să faci aproximarea unui număr la ordinul zecilor, înlocuiești ultima cifră cu 0. Dacă vrei să faci aproximare la ordinul sutelor, înlocuiești ultimele două cifre cu câte un 0. Iar dacă vrei să faci o aproximare prin lipsă la ordinul miilor, ghici ce, pui 3 zerouri la sfârșit în locul ultimelor 3 cifre, ai înțeles ideea. Bun, să trecem mai departe. Aproximarea prin adaos. Aproximarea prin adaos, la fel, trebuie să facem ori la ordinul zecilor, sutelor, miilor și așa mai departe. Depinde de ce avem nevoie. Aproximarea prin adaos la ordinul zecilor a unui număr natural este cel mai mic număr natural format numai din 10, strict mai mare decât numărul respectiv. De exemplu, aproximarea prin adaos la ordinul zecilor a numărului 3384 este 3390. La fel facem și pentru aproximarea prin adaos la ordinul sutelor
și la Ordinul Miilor. Și o să-ți mai dau și aici un punct. Pentru a face o aproximare prin adaos la Ordinul Zecilor a unui număr natural, mă uit la cifra sutelor, o măresc o unitate, iar cifra zecilor va deveni 0. Dacă vreau să fac o aproximare prin adaos la Ordinul Sutelor, mă uit la cifra miilor, o măresc o unitate și mai adaug 2 zerouri. Acum, la ce ne folosesc aceste aproximări? Să-ți dau un exemplu. Să zicem că vine ziua ta și vrei să îți organizezi o petrecere alături de colegii tăi. Să zicem că ai 18 invitați. Pentru fiecare invitat ai pregătit un buget de 75 de lei. Deci în total 1350 de lei. Și o să faci o rotunjire. O să iei la tine 1400 de lei ca să îți ajungă în cazul în care mai vrea cineva ceva. Deci ce ai făcut? Ai făcut o rotunjire la Ordinul Sutelor. Prin urmare, rotunjirea este de fapt o aproximare. Rotunjirea este o aproximare prin lipsă sau prin adaos. Dar cum ne dăm seama ce fel de rotunjire să facem? Prin lipsă? Prin adaos? Cine ne spune? Păi, de exemplu, dacă vreau să fac o rotunjire la Ordinul Sutelor, să spunem, ce o să fac? O să mă uit la următoarea cifră din dreapta, adică la cifra zecilor. Dacă ea este mai mare decât 5, atunci o să fac o aproximare prin adaos. Dacă este mai mică decât 5, atunci o să fac o aproximare prin lipsă. Acum, hai cu mine la tablă să îți arăt câteva exemple. Ok, orice număr natural poate fi încadrat între cel mai mic număr format doar din 10 și cel mai mare număr format doar din 10. De exemplu, 334 poate fi încadrat între 330 și 340. Cum am spus mai devreme, axa numerilor naturale ne ajută să comparăm, să ordonăm. Prin urmare, pe 334 pot să-l scriu între 330, adică 330 este mai mic decât 334, care este mai mic decât 340. Atunci, aproximarea prin lipsă a numărului 334 o să fie 330. Aproximarea prin adaos a numărului 334 este 340. Pot să-mi dau seama de aproximările unui număr încadrându-l între numărul format numai din 10 mai mic decât el și numărul format numai din 10 mai mare decât el. Bun, cum îmi dau seama ce fel de rotunjire fac? Am spus adineauri că trebuie să mă uit la cifra, de exemplu, dacă vreau să fac aici o aproximare la Ordinul Zecilor, trebuie să mă uit la cifra unităților. Dacă ea este mai mică decât 5, facem o aproximare prin lipsă. Dacă este mai mare decât 5, o aproximare prin adaos. Evident, 4 este mai mic decât 5 și dacă ne uităm și pe axă, 334 este mai aproape de 330 decât de 340. Să mai vedem un exemplu. Vârful Ciucaș are o înălțime de 1954 de metri. 1954. Vreau să-l încadrez pe 1954 între cel mai mic număr format doar din sute și cel mai mare număr format doar din sute. Prin urmare, în stânga o să avem 1900, în dreapta o să avem 2000. Ok, 1900 ce reprezintă pentru 1954? Este o aproximare prin lipsă la Ordinul Sutelor, iar 2000 este o aproximare prin adaos la Ordinul Sutelor. Prin urmare, dacă te întreabă cineva ce înălțime are vârful Ciucaș și nu ți-aduce aminte exact, poți să spui și tu, în jur de 2000. Dar care este rotunjirea în acest caz? Haideți să ne uităm. La ce cifră trebuie să ne uităm? Dacă vrem să facem o rotunjire la Ordinul Sutelor, mă uit la cifra zecilor. Este 5. Prin urmare, rotunjirea va fi o aproximare prin adaos. Deci, vârful Ciucaș are aproximativ 2000 de metri. Bun, hai cu mine, vreau să-ți mai spun încă ceva. Am spus la început că vorbim despre aproximări și estimări. Prin urmare, ce este o estimare?
Hai să ne imaginăm puțin. Să spunem că ai un canal de YouTube, ai 1000 de abonați și ești pasionat de un anumit joc. Și te gândești că te joci atât de bine încât ai vrea să înveți și pe alții cum să o facă, cum să treacă de la un level mai greu. În fine, tu știi mai bine despre asta. Și mai urmărești pe cineva poate din state care se joacă același joc și are și el un cont de YouTube și are și el în jur de 1000 de abonați. Iar el a făcut un mic filmuleț în care îți arată cum să treci de la un level la altul. Și te gândești, oare aș putea și eu să fac așa ceva? Oare o să am vizualizări? Să zicem că el are în jur de 10.000 de vizualizări. Dar poate te gândești că este puțin mai bun decât tine. Și atunci, cât estimezi că o să ai ca și vizualizări? Oare o să fie la fel sau mai puțin? Dar nu te descuraja. Poate o să ai mai puține decât te-ai gândit că vor fi. Asta înseamnă că trebuie să te perfecționezi. Prin urmare, o estimare nu este neapărat un adevăr matematic, ci are un rol informativ. Prin urmare, astăzi am învățat unde folosim aproximări, rotunjiri și estimări în viața de zi cu zi. Aproximările și rotunjirile le folosim atunci când nu avem nevoie de numărul exact, de cifra exactă. De exemplu, dinozaurii au dispărut acum 66 milioane de ani sau, pentru construcția piramidei din Giza, au lucrat aproximativ 100 de mii de oameni. Prin urmare, astăzi am învățat la ce folosim aproximările, rotunjirile și estimările în viața de zi cu zi. Și nu uita, aproximările și rotunjirile le folosim atunci când nu avem nevoie de date exacte sau poate nu știm cu exactitate când s-a întâmplat. De exemplu, dinozaurii au dispărut acum 66 de milioane de ani sau pentru construcția piramidei din Giza au lucrat 100 de mii de oameni. Foarte mulți. Până data viitoare estimez că vei rămâne alături de mine. Pa, pa! După matematică, ce poate fi mai frumos decât o pastilă de istorie? Exact. Noi ne gândim să o împărțim puțin, ce să zic. Vreau să ajungem și la părinți, să ajungem și la elevi, și la adolescenți. Ei bine, pastila noastră de istorie va fi împărțită în trei părți și ea la rândul ei. O să avem o povestioară funny, mai departe o să avem o lecție din programa școlară, cum ar fi preistorie, Roma antică, războaie și așa mai departe. Iar ultima pastilă, care va fi miercurea, vom avea acolo, să spunem, să atingem și părinții cu niște informații. Și poate elevii să se ducă către părinți să spună: mamă, așa a fost în istoria românilor. E bine, vă las cu Marcel și cu a lui Război Năstrușnic. Salutare, sunt Marcel, sunt proful tău de istorie și spun bine ai venit la emisiunea After School. Este locul în care te ajut să înveți și învățăm împreună. Dragilor, astăzi vreau să vă vorbesc despre lucruri frumoase și sensibile, precum războaiele. Da, războaie, conflicte militare, bibabum, bibabim, nu știu cum să vă spun, dar de-a lungul timpului omenirea asta a avut un talent deosebit, n-aș mai da în cap singură, așa, din lipsă de ocupație. Dragilor, nu știu cum se întâmplă, dar încă din clasa 5-a, de când intră bietul elev la primele ore de istorie, nu aude altceva decât despre războaie. Războaiele medice între greci și perși, războiul peloponesiac între Sparta și Atena, războaiele punice între Roma și Cartagina și tot așa până termin gimnaziu o tot țin războaie. Războiul de 30 de ani, războiul de 100 de ani, războaiele mondiale, nu mai pot. Dragilor, dar de războiul porcului ați auzit? N-ați auzit. Vă spune fratele vostru Bartic. Imediat. Povestea a început în anul 1846, când între Statele Unite ale Americii și Marea Britanie a fost semnat tratatul Oregon. Prin acest tratat se demarca practic granița dintre Statele Unite și America de Nord britanică, mai târziu Canada, în special în zona dintre Munții Stâncoși și coasta Pacificului. Tratatul Oregon stabilea că granița dintre cele două părți să fie trasată la paralela 49. Cu toate că sună destul de simplu, situația a devenit mult mai complicată când s-a ajuns la împărțirea unor insule aflate la sud-vest de Vancouver. Una dintre cele mai mari și cele mai importante insule din zona respectivă, insula San Juan, avea o importanță deosebită datorită poziției sale strategice la gura canalului ce separa continentul de insula Vancouver. Ca atare, atât Statele Unite cât și Marea Britanie au revendicat suveranitatea insulei, astfel că cetățenii din ambele țări au început să se stabilească acolo, cu cățel, cu purcel.
mai ales cu purcel. Până în anul 1859, britanicii au devenit o prezență semnificativă pe insulă, întărită și devenirea companiei Hudson Bay, care a înființat acolo o fermă de oi. În același timp, un grupuleț de vreo 20-30 de coloniști americani au ajuns și ei pe insula San Juan, transformând-o în casa lor. Cele două părți s-au înțeles destul de bine până la un punct. Până la un punct când liniștea de pe insulă a fost perturbată grav la data de 15 iunie 1859, când, ce să vezi, un porc ce le aparținea britanicilor s-a rătăcit și a ajuns accidental pe pământurile lui Lyman Cutler, un fermier american. Când ăsta a văzut că îi mănâncă din cartofi, s-a enervat și, ce să vezi, ăștia știți că nu știu de glumă, a luat pușca și a împușcat porcul. Acesta a murit prin deces, lucru care a prilejuit un pic de scandal. Animalul era al unui angajat britanic de la compania Hudson Bay, pe numele lui Charles Griffin. Acesta avea mai mulți porci, pe care de obicei lăsa liberi așa pe întreaga insulă, iar animalele nu de puține ori ajungeau pe pământurile lui Cutler. Griffin s-a prezentat de urgență foarte supărat la Cutler, reproșându-i că i-a omorât porcul. Păi da, da, intrase în cartofii mei. Păi și care era problema mea? Să trebuia să ții departe cartofii de porcul meu. Poftim? Bă, hai mă, să nu ne certăm, adică îți dai seama ce faci, ne certăm de la un porc. Uite, îți dau 10 dolari și hai să ne împăcăm și să ne vedem de treabă. Cum? Pentru porcul mitică? Care mitică? Porcul! Uite, atâtica era de când îl creșteam și dădeam lapte cu biberonul și grăunții. Uite așa cum nu se poate așa ceva. Te reclam la miliție, la poliție sau cum se cheamă aici. Că zici. Griffin s-a prezentat de urgență la autoritățile locale britanice solicitând sancționarea lui Cutler. Acest lucru a stârnit însă nemulțumirea americanilor de pe insulă, care, ce să vezi, au semnat o petiție prin care solicitau, nici mai mult, nici mai puțin decât, protecție militară americană. Petiția a ajuns la generalul Williams Harney, comandantul departamentului Oregon. Viziunea lui antibritanică, bine cunoscută la acea vreme, l-a dus în punctul în care, fără să stea foarte mult pe gânduri, pe data de 27 iulie 1859, a trimis 66 de soldați americani pe insula San Juan. La aflarea acestei vești, James Douglas, guvernatorul Columbiei Britanice, a decis să trimită în zonă 3 nave de război britanice, ca semn de intimidare pentru americani. În cursul lunii august, prezența militară de pe insulă a crescut de ambele părți, însă soldații americani nu păreau a fi foarte impresionați, deși erau clar depășiți numeric. Situația a rămas tensionată pe insulă până la sosirea amiralului Robert Baines, comandantul șef al Marinei Britanice din Pacific. Guvernatorul James Douglas i-a ordonat lui Baines să-și aducă toate trupele pe insula San Juan și să-i atace pe americani. Robert Baines a refuzat, afirmă, bă, stați-mă liniștiți-mă, dacă implicăm două mari națiuni într-un război care au pornit de la o ceartă cu privire la un porc. Nu se poate așa ceva. Informații în legătură cu disputa de pe insula San Juan au ajuns în cele din urmă atât la Washington cât și la Londra. Oficialii din ambele țări au fost șocați că de la moartea unui porc s-a ajuns la implicarea într-un conflict a 3 nave de război cu 84 de arme cu peste 2600 de soldați. Îngrijorați că lucrurile s-ar putea să se agraveze și mai mult, oficialii celor două țări au început rapid negocierile, iar în cele din urmă s-a decis că atât Statele Unite cât și Marea Britanie ar trebui să mențină fiecare pe insulă cel mult 100 de oameni până când se va stabili cui aparține acel teritoriu. Ulterior, britanicii și-au înființat baza în partea de nord a insulei, în timp ce americanii au pus stăpânire pe partea de sud. Această situație a durat până în anul 1872, când o comisie internațională a decis că insula trebuie să intre în totalitate sub control american. Astfel, disputa dintre cele două părți a luat sfârșit, singura victimă fiind bietul porc. Dragilor, eu o singură nelămurire am din toată povestea asta. Până când s-au împăcat cele două părți, eram curios, l-or fi făcut caltaboș? Dragilor, ăsta a fost războiul porcului. Sunt Marcel, sunt proful vostru de istorie, suntem la emisiunea After School, locul în care te ajut să înveți și învățăm împreună. Până data viitoare, să aveți grijă de voi, vă îmbrățișez! Bine te-am găsit la pastiluța noastră de cultură generală sau de civilizație, cum vreți voi să spuneți. Eu sunt Ionuț, sunt proful vostru de
nu știu, de dirigenție, să-i spunem așa, pentru că vreau să vă arăt unele povești, o istorioare despre lucruri pe care le faceți în viața de zi cu zi. Voi ați auzit de teatru, teatru peste tot și că mergeți la o piesă de teatru, dar ați știut vreodată că nu se spune a merge la o piesă de teatru, ci la un spectacol de teatru. Piesa de teatru este cea scrisă, scrisă de către dramaturgi. E bine, astăzi vreau să vă vorbesc despre un lucru minunat, un lucru foarte drag mie. Teatrul și cum a apărut el în istoria noastră. Teatrul este un limbaj universal care unește culturi și popoare. Este o formă de artă, este divertisment și este educație în același timp. Teatrul exprimă sentimente și trăiri, ne poate face să zâmbim sau să plângem, ne poate pune pe gânduri și ne transportă într-o lume pe parcursul reprezentației. Teatrul există încă din antichitate, a avut o istorie lungă și interesantă și s-a dezvoltat împreună cu societatea. Teatrul, așa cum îl știm noi astăzi, a apărut în Grecia, în anul 5 înainte a erei noastre, fiind integrat ritualurilor religioase. Cuvântul teatru provine atât din limba greacă, teatron, cât și din cea latină, teatrum, rădăcina comună fiind termenul theao, a vedea, a asista. Cuvântul desemna un loc de unde puteai să asiști la ceva, să vezi, să observi ceva. Scena, la început, era un simplu cerc pe iarbă, unde credincioșii dansau în jurul altarului lui Dionisos. Locul se afla la poalele unui deal sau a unei coline, astfel spectatorii aflați pe deal să poată vedea spectacolul. Cum arătau piesele de teatru în acele vremuri? După cum spuneau, erau închinate lui Dionisos, divinitate ocrotitoare a viilor, livezilor și ogoarelor roditoare. Așadar, scopul era ca zeul să fie îmbunat ca să asigure recolte bogate. Spectacolele includeau cântăreți cu măști de țap, tragos în limba greacă, de unde și termenul tragedie. Aceștia înfățișau făpturi legendare, prieteni al lui Dionisos. Există și un cor condus de un corifeu, care cânta imnuri între textele vorbite despre viața zeului. Apoi, corul s-a împărțit în două, fiecare cu al său corifeu. Au apărut și replicile între cei doi conducători de cor și astfel putem vorbi despre primii actori care îl jucau pe Dionisos. După ce au apărut amfiteatrele, au urmat și primele texte scrise special pentru actor și cor și primii dramaturgi. Primii autori de piese de teatru din Grecia Antică au scris tragedii și comedii, iar unele texte au rămas până și în zilele noastre pe scenele teatrelor. Cei mai cunoscuți autori de tragedii au fost Eschil, Sofocle și Euripide, iar cel mai important autor de comedii a fost Aristofan. La început, în spectacole, nu puteau juca decât bărbații sau băieții. Oricum, actorii purtau măști pentru ca publicul să vadă mai ușor despre ce personaj era vorba, chiar și de la distanță. Astfel, erau sugerate mai simplu și emoțiile, ele fiind desenate direct pe mască. Poate știți emblema, logo-ul teatrului, acea mască, una care râde, una care plânge. Exact așa era și atunci. Existau și decoruri executate pe sau din scânduri puse în spatele scenei sau pictate pe pânză și care se întindea ea așa pe fundal, ca noi le spunem pantaloni. Știți acele chestii negre? Da, ăia se numesc pantaloni. Grecii aveau teatre construite în secolul 5 înainte de Hristos, iar Roma a construit primul teatru în 53 înaintea erei noastre, fiind similar cu cele grecești. Romanii au fost primii care au folosit scaune pentru spectatori și scena puțin înălțată. S-au gândit puțin mai mult la spectatori, cei pentru care se jucau spectacolele de teatru. Dar după răspândirea creștinismului în Imperiul Roman, nu au mai fost construite teatre timp de 1000 de ani. Primul teatru modern a fost Teatro Farnese din Parma, construit în 1618 sau 1619. Ei bine, nu se știe data exactă când s-a terminat construcția acestui teatru. Dar tot la sfârșitul Evului Mediu au început să apară actorii profesioniști în Anglia și Europa, iar suverani precum Richard al III-lea și Henric al VII-lea au finanțat mici companii de actori profesioniști. Piesele lor erau jucate adesea la reședințele nobililor, care aveau sări potrivite pentru astfel de reprezentații. Nu știu cum să vă spun, dar venea Henric și spunea: auzi măi, Richard, hai, nu vii la mine la un spectacol de teatru? Păi unde?
La mine în casă, păi doar n-am eu o sală de teatru. Ei bine, puțin modești acești conducători de state. Ei bine, Italia a inventat comedia dell'arte, un fel de teatru bazat pe actori, fără să fie prea multă nevoie de recuzită și decor. Lucru care permitea trupelor să joace spectacole improvizate oriunde și oricând. Această formă de teatru a apărut pentru prima dată în Italia anilor 1560 și a circulat timp de secole pe tot continentul. Secolele următoare au transformat teatrul european, care a trecut prin neoclasicismul secolului al XVIII-lea, caracterizată de complexitatea jocului actoricesc și al decorurilor, la spectacolele melodramatice și romantice ale secolului al XIX-lea, apoi la realismul și naturalismul din secolul al XX-lea. A urmat apoi teatrul experimental și mișcările moderniste și postmoderniste, teatrul avantgardist, expresionist sau absurd și multe astfel de teatre. Astăzi avem spectacole reprezentative pentru fiecare dintre aceste epoci și curente, fiecare lăsându-și amprenta asupra teatrului, așa cum îl cunoaștem noi astăzi. Și chiar dacă pare a fi lăsat în umbră de televiziune, cinematograf sau chiar internet, teatrul continuă să existe, fiind o formă unică de artă, de experimentare prin intermediul artei, o joacă inteligentă care trezește sentimente în rândul publicului. O joacă cu folos, cum îmi place mie să spun. E bine, am ajuns la final și sper că ți-a plăcut periplul nostru prin lumea teatrului și sper că ți-am oferit puțină dorință de a vedea și de a înțelege mai bine un spectacol de teatru și cât de complex este el. Am fost Ionuț, proful vostru de dirigenție, și vă aștept și data viitoare pentru a vedea cum ne putem juca cu folos. O zi minunată!